Pe 26 ianuarie 1788, o flotă engleză formată din 11 vase acosta în Sydney Cove. Pasagerii, în afară de membrii echipajului, erau deținuți, trimiși să pună bazele primei colonii penale europene pe continentul de la Antipozi. Iar acești condamnați de pe prima flotă au devenit părinții fondatori ai Australiei. Pe 18 august 1786, guvernul britanic lua decizia de a trimite un grup de deținuți în Botany Bay, teritoriul din emisfera sudică, descoperit cu câțiva ani înainte de James Cook, pentru a pune bazele unei colonii penale. Se spera ca voiajul să înceapă în octombrie 1786, dar o serie de amânări au făcut ca termenul să nu fie respectat. Până în octombrie 1786, peste 200 de marinari se oferiseră voluntari pentru expediția spre Botany Bay, cel ales să conducă transportul și să guverneze viitoarea colonie, fiind capitanul Arthur Phillip. Flota, care avea să plece de la Portsmouth, avea în componență 11 corăbii, 2 vase de escortă, 6 vase cu deținuți, 3 vase cu provizii. Pe aceste corăbii au fost îmbarcate 1420 de persoane, din care 15 oficialități, 571 de marinari, soldați și alți membri ai echipajelor, 46 de soții și copii ai marinarilor și 786 de condamnați. În ceea ce privește deținuții ce urmau să fie îmbarcați, aceștia au fost luați din diferite închisori, dar fără a se face selecție, în funcție de calitățile și pricepere lor, necesară pentru întemeierea unei colonii. Se aflau printre aceștia mulți condamnați pentru atitudinea lor politică sau religioasă, dar și deținuți condamnați pentru delicte precum furturi, înșelăciuni, tâlhării ori prostituție, având de efectuat pedepse cuprinse între 7 ani și închisoare pe viață. Nu se găsea niciun condamnat pentru crimă sau răpire, întrucât aceste fapte erau pedepsite cu moartea în Anglia. Pe 13 mai 1787, prima flotă ridica pânzele în portul Portsmouth, plecând spre o destinație foarte puțin explorată până atunci, cu șanse minime pentru cei aflați la bord de a mai revedea vreodată Anglia, familiile sau prietenii rămași aici. Pe țărm aveau să debarce în total 1373 de persoane, cu 47 mai puține decât plecaseră. În timpul voiajului se născuseră 22 de copii, în timp ce 69 de persoane au murit sau dezertat. Rata mortalității a fost de doar 3%. După debarcare, nou veniții au constatat că Botany Bay era departe de descrierea entuziastă făcută de Cook în 1770. Zona era neprotejată, sursele de apă reduse, solul neproductiv. Teritoriul era acoperit de copaci cu tulpini atât de rezistente, încât topoarele s-au rupt atunci când bărbații au încercat să-i taie, fiind folosite încărcături de praf de pușcă pentru a-i doborâ. Până la începutul anului 1790, situația se ameliorase. Fuseseră construite adăposturi durabile și pământul fusese cultivat. Colonia s-a dezvoltat. Multe corăbii au început să oprească în Sydney Cove pentru a face comerț. Sunt puse bazele unei activități tradiționale de pe acest continent, în momentul în care unii dintre ofițeri au început să crească oi pentru a face comerț cu luna. În onoarea celor de pe flota condamnaților, ziua în care aceștia au acostat în Sydney Cove, 26 ianuarie 1788, avea să devină ziua Australiei. Pentru că în această zi și în acest loc, englezii au întemeiat prima așezare și au început colonizarea continentului situat la Antipozi.